Dragii mei, bine v-am găsit la un nou video. Azi vorbim despre usturoi, beneficii și contraindicații, cum să-l folosim și, bineînțeles, vă voi arăta cum se pregătește uleiul cu usturoi pentru a-l utiliza ca remediu. Dar haideți să cunoaștem câteva din aceste beneficii. Usturoiul este cunoscut de mai bine de 4000 de ani datorită faptului că tratează diferite afecțiuni, dar și datorită faptului că este un ingredient foarte apreciat în nenumărate preparate culinare. Se poate mânca pur și simplu așa, crud, sau pregătit în multe rețete. Din antichitate se știe că usturoiul crud este un antibiotic eficient pentru multe afecțiuni. De asemenea, datorită compușilor medicinali existenți în usturoi, al vitaminelor și mineralelor, acesta poate actua ca și fungicid și anticancerigen. Usturoiul poate reduce tensiunea arterială, așa evitând bolile cardiovasculare, cum ar fi atacul de cord, și accidentele vasculare cerebrale. Se poate consuma un cățel de usturoi crud în fiecare zi sau cel puțin la două zile. Nu este necesar să îl consumăm pe stomacul gol, deoarece poate provoca probleme persoanelor care suferă de gastrită, arsuri sau reflux gastric. În acest caz trebuie consumat cu moderație. În cazul în care nu aveți aceste probleme, este bine să consumați cât de des puteți un cățel de usturoi. Acesta are proprietăți de asemenea calmante asupra rănilor și vânătăilor, ajutând la recuperarea rapidă a pielii. Al beneficiu important al usturoiului descoperit de către cercetători. Este acela că poate preveni demența și boala Alzheimer. Usturoiul conține antioxidanți care susțin mecanismele de protecție ale organismului împotriva daunelor oxidative. Previne de asemenea apariția diabetului. Usturoiul consumat cât mai des poate menține nivelul glicemiei în parametrii normali. Cum vă spuneam înainte, usturoiul acționează ca un antibiotic natural fără efecte secundare. Unicul lucru care ne poate deranja este mirosul puternic al acestuia. Dar există un remediu bine cunoscut în popor, acela de a mânca puțin pătrunjel verde sau leuștean după consumarea usturoiului. Se știe că acestea neutralizează mirosul înțepător al usturoiului. De asemenea, acest miros neplăcut se poate elimina preparând o cană de apă și o lingură de oțet de mere sau zeamă de lămâie se face gargară cu această cană de apă timp de 10-15 secunde. Este cel mai indicat remediu în cazul în care am mâncat usturoi și după aceea avem o reuniune importantă. Un alt truc foarte interesant este acela de a scoate germenul din interiorul cățelului de usturoi înainte de a-l consuma crud sau când pregătim mujdei, de exemplu. Haideți să mai vorbim și despre alte beneficii ale usturoiului. Acesta previne răceala și o și tratează, ajută la îmbunătățirea digestiei, scade colesterolul rău, stimulează secreția de anticorpi și previne apariția cancerului de stomac și colon. Prepararea uleiului cu usturoi este foarte simplă, doar avem nevoie de jumătate de litru de ulei de măsline extra virgin și 5-7 căței de usturoi. Punem uleiul de măsline într-un borcan de sticlă. Zdrobim cu lama unui cuțit căței de usturoi, după care îi adăugăm în ulei. Este important ca usturoiul să fie zdrobit înainte, pentru că în acest fel își va lăsa toate proprietățile în ulei în timpul macerării. Închidem borcanul foarte bine și lăsăm la macerat timp de 30 de zile. În cazul unui remediu naturist, important este să puneți borcanul într-un loc întunecos în aceste 30 de zile. În aceste 30 de zile de macerare a uleiului cu usturoiul, este bine să mai mișcăm din când în când borcanul, să-l întoarcem invers. În așa fel, usturoiul va fi mișcat prin tot borcanul și își va lăsa toate proprietățile în acest ulei. După aceea se poate consuma din acest ulei cu usturoi o lingură în fiecare zi, dacă este posibil dimineața pe stomacul gol. În cazul în care aveți afecțiuni la nivelul stomacului, puteți reduce doza, luați decât o linguriță și nu pe stomacul gol. Se poate consuma acest ulei cu usturoi pe toată perioada anului. De asemenea, acesta poate fi folosit și la multe preparate culinare. Îl putem adăuga la o întreagă varietate de salate sau la aromatizarea cărnii și a peștelui. Cu toții știm cât de gustoase ies toate aceste preparate cu usturoi. În afară de uleiul cu usturoi, putem folosi și binecunoscutul mușdei, care este foarte bun atât pentru carne, pește, cât și pentru legume. După cum vedeți, putem să profităm de toate beneficiile usturoiului sub diferite forme. Contraindicațiile usturoiului nu sunt foarte multe, dar ca întotdeauna este bine să întrebați medicul înainte de a începe o cură. Dacă suferiți de afecțiuni la nivelul stomacului, trebuie consumat cu moderație, iar în cazul în care vă simțiți rău, nu îl mai consumați. Este bine de a se consuma cu moderație, dat fiind că în cantitate mare poate arde mucoasa stomacului și provoca dureri. În general, nu se cunosc alte reacții adverse majore. Dragii mei, sper să vă fie de folos toate aceste informații despre usturoi și să pregătiți și voi acest ulei, pentru că este foarte bun. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la videoclipul următor. Numai bine tuturor!